Și o să profit de ocazie, că microfonul este în mâna mea, și o să trec la prezentarea articolului pe care l-am scris pentru acest număr și care se numește Agile, adaptarea la schimbare. Cred că este foarte important să discutăm despre schimbare, pentru că mai ales în domeniul nostru, schimbarea se întâmplă foarte rapid și foarte des. Lucrând și la universitate cu studenții, îmi dau seama cât de dificil este să faci față unei astfel de schimbări și să încerci să pregătești un anumit student în anul întâi pentru ceva ce el nu va mai folosi peste 3 ani de zile. Să-l pregătești pentru ceva ce va fi peste 3 ani de zile creat și cu care el va lucra. Prin urmare, trebuie să găsești o conexiune între învățare și modul în care învățăm și schimbarea la care trebuie să facem față. Și am găsit un instrument care mie mi se pare foarte interesant, de aceea și prezint astăzi și vreau să-l împărtășesc împreună cu voi. Instrumentul nu este neapărat unul nou. El a fost creat și descris pentru prima dată undeva în 1975 de către un antropolog, se numea Gregory Bateson. Și ulterior a fost transpus acest instrument sub forma unei piramide de către Robert Dilts, mai mult cunoscut în zona de NLP, de programare neurolingvistică. De aceea instrumentul se numește astăzi piramida lui Dilts. Piramida aceasta este formată din 6 nivele și fiecare nivel descrie, de fapt, o etapă prin care noi, ca ființe umane, trecem în momentul în care învățăm ceva nou. La primul nivel, la nivelul de bază, se află mediul, environment sau contextul. Și ca să înțelegem mai bine, să pot explica mai bine acest instrument, o să iau și un exemplu concret. De exemplu, să presupunem că dorim să învățăm să conducem un autoturism. Primul lucru pe care îl facem, dacă nu am mai luat contactul cu niciun autoturism până la momentul respectiv, este să învățăm lucrurile din mediu. Să învățăm cei cu roata asta din față, cei cu bolțul care se află în dreapta noastră, ce sunt pedalele astea, ce sunt cu butoanele care se află pe bol și așa mai departe. După care, următorul nivel este cel de comportament, de behavior, și anume aflăm cum putem să utilizăm toate aceste lucruri care fac parte din mediu. Aplicând acest comportament de mai multe ori, în mai multe iterații, ajungem să dezvoltăm anumite, să zicem, capabilități sau anumite abilități. Dacă vreți, chiar reflexe. Acesta este al treilea nivel la care putem trece. De exemplu, semnalizăm automat, fără să ne mai gândim, fără să mai conștientizăm acest lucru, că virăm la stânga atunci când virăm la stânga, pornim motorul într-un mod oarecum instinctiv, din reflexe și așa mai departe. Și pe măsură ce exersăm încă o dată lucrurile acestea, ajungem chiar, trecând la următorul nivel, să rafinăm anumite valori pe care le avem sau să ne dezvoltăm anumite credințe, dacă vreți. De exemplu, aici este nivelul în care ne simțim capabili să etichetăm pe ceilalți șoferi din trafic. Câteodată să ne și arătăm chestia asta prin diverse simboluri. Da? În plus, ulterior, evident, trecerea la următorul nivel este evident, este nivelul de identitate. Și aici putem să zicem, de exemplu, sunt șofer. Am foarte mulți prieteni care spun, ok, am carnet de conducere de vreo 2 ani de zile, dar nu mă consider încă șofer. Înseamnă că ei sunt încă, din punct de vedere al învățării, undeva la nivel de inferioare. Și încă nu pot să considere că s-a petrecut o schimbare neapărat la nivelul de identitate și că pot să spună despre ei și că sunt șofer. În fine, al șaselea și ultimul nivel este cel de scop sau viziune, mă rog, sau în alte lucrări foarte numere de spiritualitate. Aici sunt lucrurile care sunt cumva externe, sunt în afara noastră. Mă consider un atât de bun șofer încât pot să particip la Formula 1. Dar deja duc lucrurile la un cu totul și cu totul alt nivel de performanță. Sau mă consider atât de bun în asta încât sunt capabil să-i învăț pe alții să conducă.
sau sunt atât de bun și am atâta experiență aici încât am revoluționat șofatul. Nu? De ce nu? Am venit cu niște idei astfel încât să reușesc să mă descurc mai bine și alții să se descurce mai bine ceea ce privește condusul unei mașini. După cum vedeți, practic, aceste nivele, așa cum i-a zis Gregory Bateson, sunt nivele, el le-a numit nivele logice de învățare. Ce este foarte important de înțeles din toată piramida asta este că nu putem sări peste aceste nivele. Pur și simplu, citind o carte despre șofat, nu putem să ne considerăm șoferi sau nu putem să ne dezvoltăm anumite abilități sau capabilități de șofer. Este valabil și pentru programare, este vorba și pentru și despre, și atunci când vorbim de, nu știu, cânta la pian, de exemplu. Aici ar fi pianul în sine cu clape și cu pedale, aici ca și comportament să reușesc să apăs clapele potrivite uitând după pe o partitură, după aceea ca și capabilități să reușesc să reproduc o melodie destul de bine după o partitură și așa mai departe. Încet, încet ajung la acest nivel unde încep să apreciez muzica clasică, să o văd din altă perspectivă, să ajung la nivelul în care mă pot considera un muzician sau un pianist și de ce nu, la ultimul nivel, să devin un compozitor sau să creez lucruri noi în ceea ce privește domeniul muzical. Tot e bine și frumos, doar că nu e obligatoriu să ajungem până la ultimul nivel. De foarte multe ori, în foarte multe lucruri pe care noi le învățăm, rămânem blocați la unul dintre aceste nivele inferioare. Nu le putem sări, dar această piramidă ne garantează cu siguranță vom ajunge la unul din nivele superioare. Depinde de foarte mulți factori. Unul dintre noi, în funcție de aptitudinile pe care le avem, fie născute, fie dobândite, putem să scurtăm timpul pe care îl petrecem la un anumit nivel. Dar nu putem să sărim peste el. Bun. Acum, privită această piramidă într-un alt sens, de sus în jos, de la ultimul nivel, la primul nivel, putem să privim această piramidă ca și un set logic de nivele de schimbare. De ce? Pentru că orice modificare esențială petrecută la unul dintre nivele superioare se cascadează și influențează nivelele inferioare. Haideți să vă dau un alt exemplu, poate nu atât de ortodox ca primul. Spuneți aici de la identitate. Sunt fumător. Prin urmare, am anumite valori și anumite credințe care de multe ori intră în conflict cu valorile și credințele altor persoane care nu sunt fumători. Am anumite stiluri, abilități, pot să fac circulețe cu fumul, de exemplu, un anumit comportament evident și legat de mediu, de fiecare dată când mă duc undeva, mă uit să văd unde este locul de fumat. Deci toate aceste lucruri, toate aceste nivele sunt direct influențate de faptul că eu, la nivelul de identitate, mă consider un fumător. Dacă brusc de mâine doresc să-mi schimb comportamentul, de exemplu, și să nu mai fumez, pot să fac și să fac o modificare aici la acest nivel. Însă dacă eu în continuare mă consider fumător și am aceleași valori și credințe pe care le aveam și până acum, lucrul ăsta nu persistă. Nu durează foarte mult. Schimb comportamentul doar pentru o bucată foarte scurtă de timp. Trebuie să fac o schimbare majoră la unul dintre nivele superioare pentru ca lucrurile să se cascadeze în jos și să reușesc să fac o modificare la un nivel inferior. Bun. Aceasta este instrumentul care este legătura cu Eger, mă veți întreba. O să ajungem și acolo imediat. Între timp aș vrea să mai povestesc despre un alt lucru și anume despre o parcurgere a acestui instrument dinspre nivelele de învățare spre nivelele de schimbare, pentru că este un ciclu aici. Și să vă dau un exemplu tot din condus. Trebuie să pornim iarăși de la acest nivel. Legea spune că trebuie să purtăm centură de siguranță. Environment. Comportament. Când văd polițist, îmi pun centura de siguranță. Dacă văd polițistul de suficient de multe ori, o să dezvolt un anumit reflex care face ca, la un moment dat, e posibil, în momentul în care intru în mașină, să-mi pun direct centura de siguranță. Din momentul în care am intrat în mașină. Este posibil. Am zis că în aceste cicluri de învățare putem să rămânem blocați la un anumit nivel. Dar este un anumit sens de parcurgere. Lucru care, cum se reflectă mai sus? Mai sus se reflectă prin faptul că făcând lucrul ăsta, încă o dată și încă o dată și încă o dată de fiecare dată când mă urc în mașină,
Cred despre mine că sunt un șofer precaut. Sunt un șofer prudent. Crezând despre mine că sunt un șofer prudent, acest lucru poate să afecteze ulterior și la alte nivele inferioare și să nu mai forțez culoarea, să nu mai fac trecere de o bandă pe alta la risc, fără să semnalizez înainte și așa mai departe. Este un mod prin care învățarea poate să afecteze ulterior alte, de fapt poate să influențeze schimbare, schimbări la alte nivele. Este, de fapt, un proces de evoluție și, dacă vreți, revoluție. Acum, când vorbim despre IT și despre industria noastră, lucrurile sunt atât de dinamice încât ciclurile astea de evoluție, revoluție, revoluție, revoluție se petrec foarte des, uneori de câteva ori, câteva cicluri pe an. Și noi va trebui să încercăm să fim suficient de agili, astfel încât să putem face față unor astfel de cicluri, să nu rămânem blocați la un moment dat într-un anumit punct. Asta este o idee care, cu care aș vrea să rămâneți. Bun. Următorul slide vorbește deja despre ce. Și iată că sunt 16 ani deja, dacă nu mă înșel, de când a fost prima dată declarat manifestul EGE, care ce era, conține o frază de genul ăsta, uncover better ways of developing software by doing it and helping others do it. Da? Deci asta era viziunea. Viziunea pe care au avut-o cei care în acel moment au lucrat la această declarație. După cum bine știți, foarte bine, mulți dintre voi, ea conține și, mă rog, este acel AMEG, conține și patru valori care fac parte din acel manifest. Nu a fost suficient evident și a mai fost definit ulterior 12 principii. Principii care conțin multe dintre ele valori și credințe, pe de altă parte conțin și skill-uri sau abilități, adică, de exemplu, abilitatea de a te bucura atunci când clientul vine și cere modificări. Este surprins în acel set de principii. După care, ulterior, a început un fel de explozie de metodologii și practici. Practic de diverse feluri, de la burn-down chance, stand-down meetings, user stories, până la cele foarte recente de astăzi, cum ar fi no estimates sau mob programming. Și evident, aceste practici, după cum ziceam, au fost grupate pe metodologii, unele metodologii cum ar fi stream programming și Scrum au o serie de practici comune, de aceea ne-am și trecut acolo. Pe de altă parte, există foarte multe companii care și-au dezvoltat, după cum bine știți, pentru că faceți parte din aceste companii, și-au dezvoltat propria lor metodologie de dezvoltare a software-ului. Și tranziția este evidentă. Au apărut o serie de companii de training, o serie de consultanți, o serie de cărți care descriu ce trebuie să faci ca să-ți meargă bine când dezvolți software. După cum probabil bănuiți, toată această imagine respectă cu rigurozitate nivelele pe care tocmai le-am descris înainte, din piramida lui Pierce. Avem mediu, comportament, abilități, valori, identitate și viziune. Care e problema? Toate bune și frumoase. Dar problema este că noi pornim de aici, din a învăța și a aplica anumite concepte și anumite practici, dar toată lumea se așteaptă să ajungem foarte repede aici. Prin simpla citire a valorilor din manifestul EGEL, prin simpla citire și înțelegere a principiilor, nu înseamnă că și suntem acolo. Suntem doar aici, la environment, am citit despre ele. Putem să ajungem acolo doar practicându-le. Și după cum vă spuneam mai înainte, nici nu este o garanție că vom ajunge și vom reuși să trecem prin aceste nivele. Și acesta este adevărul. Drumul de la a face agile până la a fi agile este un drum lung. Problema e că acele firme de consultanță sau de training sau acele certificări
Ne promit că în două zile putem să devenim Scrum Master. Ne promit că într-o perioadă scurtă de timp putem să ducem un grup de oameni la un self-organizing team. Ceea ce este utopie, este nevoie de timp. Este nevoie de timp să trecem, să facem tranziția între toate aceste nivele. Și există câteva capcane. Aș vrea foarte pe scurt, pentru că nu mai este foarte mult timp, să discut despre trei dintre aceste capcane care ar putea să apară. Una dintre capcane este aici, la nivelul de environment, alta este la nivel de comportament și cea de-a treia este cea de la nivelul de abilități și capabilități. La nivel de environment, problema cea mai mare este apetența pe care o avem fiecare dintre noi pentru best practices. Adică tindem să aplicăm cu niște ochelari pe cal toate lucrurile pe care le citim și le aflăm din acele cărți sau din acele training-uri care descriu metodologiile agile. În momentul în care facem treaba asta, este foarte posibil să rămânem acolo, fixați, și să nu reușim să trecem la următorul nivel. Să ne punem foarte multe întrebări, să zicem, poate mă zic, dar nu funcționează. Pentru că pur și simplu nu le adaptăm, ci rămânem la aplicarea by the book a anumitor practici care sunt descrise în acele contexte. Și o să pun în următorul slide unul dintre, zicem, moturile care mi-e plac foarte mult, ale lui Neil Ford, care este un agilist celebru, și care a zis, yesterday's best practice is tomorrow's antipattern. Și așa și este, am mai prezentat-o și cu alte ocazii, pentru că îmi place foarte mult și cred într-adevăr în această idee. Prin urmare, ceea ce funcționa ieri, nu este obligatoriu să funcționeze astăzi, iar mâine s-ar putea chiar să ne afecteze negativ. Dar trebuie să avem mereu în vedere acest lucru, mai ales în acest domeniu foarte dinamic în care noi lucrăm. O a doua capcană, la nivel de comportament, este o altă, hai să zicem, plăcerea noastră. Soluțiile complexe. Ne place foarte mult să găsim soluții complexe. Ori această complexitate ne poate duce la un moment dat într-un dead end, care să conducă ulterior la eșuarea proiectului pe care lucram, care să ne ducă după aceea la concluzia, Agile nu funcționează. Agile este o prostie. Și auzim foarte des și vedem foarte multe astfel de opinii în căutările pe care le facem pe Google. E așa? Aici, iarăși, vin cu un alt citat, de data asta din Stephen Luck, din Extreme Programming, care zicea Complex solutions are wrong, even if they are correct. Complex solutions are wrong, even if they are correct. În fine, o a treia capcană, trec destul de repede printre ele, dar dacă vă place ideea, vă invit cu drag la IT Days, acolo să am 45-50 de minute, așa le promis, să vorbesc despre aceste lucruri într-un mod extins. Aici, la skill-uri și capabilități, ultima capcană este tocmai agilitatea. De fapt, o componentă a agilității. Capacitatea noastră de a ne adapta. Și o să vă povestesc o istorioară personală. În urmă cu... cât să fie? În urmă cu ceva timp, am fost împreună cu prietenii mei pe munte și s-a întâmplat un accident. Mi-a scăpat ochelarii pe jos și mi s-a spart una dintre lentile. Prin urmare, cât timp am stat acolo pe munte alături de ei, arătam ca un cyborg. Deci aveam numai o lentilă și cealaltă lentilă inexistentă. Am fost, vă puteți imagina, ținta multor glumițe din partea lor. Evident, primul lucru pe care l-am făcut atunci când am venit acasă, a fost să mă duc la un ofician și să-l rog să îmi schimbe lentila. Și ce specificații credeți că i-am dat? Deci, uite, aici sunt dioptriile, în rest, fă-o ca și cealaltă. Exact asta au fost specificații. Ceea ce a și făcut. Și am fost fericit pentru aproximativ o lună. După o lună, plimbându-mă alături de soția mea prin parc, era o zi însorită, ea se întoarce pe mine, spre mine și zice, ia ți-ai spart lentila. Zic, nu.
nu i-am spart. Ce ba da, ba da, i-am spart ventila. Și am zis, nu, nu se poate. Simțeam, era acolo. Iau ochelare și mă uit la ei și cum credeți că arătau? Așa. Pentru că cealaltă lentilă pe care am înlocuit-o era heliomat. Da? Ea se întuneca atunci când era foarte lumină puternică afară. Lucru pe care eu, din păcate, pentru o lună de zile nu l-am observat. Și în momentul ăla am avut un șoc. Pentru că, în primul rând, nimeni n-a observat din jurul meu, sau doar că a observat, au zis, mă, asta are o problemă cu ochiul, nu sunt pace, nu are rost să deschid o rană veche și să povestesc cu el. Deci arătam ca un cyborg, am arătat ca un cyborg pentru o lună întreagă și nimeni nu mi-a zis nimic. A doua problemă a mea a fost că n-am observat nici eu. Ba nu, a doua problemă a fost de fapt că soția mea credea că de data asta îmi spărsese cealaltă lentilă. Adică lentila proastă credea că este bună, pentru că era ceea ce vedea, și cealaltă credea că lipsește. Și facem chestia asta de foarte multe ori. Mai ales pe proiectele pe care lucrăm. Luăm lucrurile rele de bune. Și în ultimul rând, a treia mea problemă a fost că prima n-am observat eu. Și motivul este evident. N-am observat pentru că ochelarii erau mult prea aproape de ochi. Și capacitatea mea de a mă adapta la acele schimbări de lumea m-a făcut să nu dau seama că, de fapt, arăt ca un cyborg. Și lucrul ăsta se întâmplă foarte frecvent în foarte multe echipe de proiect, în foarte multe echipe agile. Când după o anumită perioadă de timp, în acele retrospectives, nu mai găsim nimic de schimbat. Totul pare să meargă bine. De fapt, ce se întâmplă sunt o serie de lucruri care merg prost, dar ne-am adaptat la ele. Și suntem mulțumiți cu ele așa cum sunt. Și atunci nu le mai modificăm. De aceea, de foarte multe ori, avem nevoie de cineva din exterior, dacă se poate, să-l aducem și să observe acel lucru pe care noi nu vrem să observăm. Știți că se întâmplă lucrul ăsta. Când stăm într-o cameră, mai ales că trăim și programăm într-un context agile, deci lucrăm împreună în aceeași cameră, fără nicio o despărțitură între noi, în momentul în care ieșim din camera respectivă, când ne întoarcem după o sfert de oră, simțim așa un miros greu, deschideți geamul. Dacă stăteam acolo, noi nu simțeam. A trebuit să ieșim într-un alt context și să reintrăm, să ne dăm seama că ceva nu este ok. Toți ceilalți s-au adaptat. S-au adaptat destul de bine la context. Prin urmare, cea de-a treia morală, să zicem, cea de-a treia concluzie sau citat ar fi asta. It's hard to see things when you are too close. Take a step back and look. Cam asta ar fi ceea ce am vrut să vă prezint astăzi. Și aș vrea să vă încurajez, dacă vreți, să mai citiți lucruri despre acest instrument. Mie nu mi-a plăcut inițial. Și vă spun de ce. Pentru că, după cum ați văzut până și din prezentarea mea, mie nu-mi plac gloanțele de argint. Adică soluțiile care sunt bune pentru toate. Asta se pare că se potrivește pentru absolut orice lucru pe care îl învățăm sau orice meteahnă sau orice obicei pe care dorim să-l schimbăm. Se pare că se respectă tranziția prin toate aceste nivele. Mai mult decât atât, sunt o sumărie de alte tool-uri de care probabil că ați auzit și care se mapează foarte bine pe această piramidă a lui Gilles. De exemplu, Golden Circle al lui Simon Sinek. Pentru cei care ați citit cartea Start With Why. Are exact aceleași întrebări, why, how, what, care corespund ultimelor trei nivele, sau mă rog, primelor trei nivele de la bază din această piramidă. Shuhari, da? Conceptul din Egypt, dacă vrei, de fapt, din Aikido, din arte marțiale japoneze, în care spune, prima dată, înainte de a schimba ceva, fă chestia aia. De suficient de multe ori până stăpânești. După aceea, încearcă să vezi dacă poți schimba ceva și fă după felul tău. Nu fă direct după felul tău, pentru că poți să greșești. Nu sări prea repede peste acele prime nivele. Teoria celor 10.000 de ore a lui Malcolm Gladwell, care nu neapărat este corectă, pentru că el spune, dacă faci un lucru timp de 10.000 de ore, ajungi să devii un expert în domeniul respectiv. Această teorie, într-un fel, se respectă, dar trebuie să ținem cont de faptul că putem să rămânem blocați la un moment dat. Chiar și după 10.000 de ore de experiment. Și în fine, mai sunt și alte teorii motivaționale ale lui Dan Pink sau piramida lui Maslow, care într-un fel sau altul se mapează pe această piramidă a lui Maslow. Ok, sper că v-am deschis apetitul și mai ales ce mi-aș dori
este să-mi găsim niște contraexemple în utilizarea acestui instrument. Asta îmi va pica foarte bine, pentru că vine exact în ideea în care nu putem să folosim acest instrument în toate situațiile posibile. Vă mulțumesc mult! De fapt, stai că am o întrebare. Până la urmă, puteau face și un cilindru din chestia asta, nu te aparat piramidă. Deci, ce mai mic cilindru? Sigur, putea să facă orice. Putea să fie o ață a timpului și să pună aici începem cu primul nivel, al doilea nivel. Se pare că se reține mult mai bine, da? Probabil s-a luat după piramida în masă. Lumea a reținut piramida. Hai că mai facem după piramidă, e ușor de reținut. Oricum, am stat mai mult decât trebuia. Ne vom întâlni la panelul de la finalul evenimentului și dacă veți avea atunci întrebări despre acest subiect, ne discutăm cu plăcere.